Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Să-i lăudăm pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții născătoare de Dumnezeu, căci Dumnezeu a dăruit prin ei binecuvântare tuturor neamurilor. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți tineri, veniți în parohia noastră din Butea, județul Iași, pentru această întâlnire națională. Vă urăm bun venit la noi și o bună reușită a scopului pe care să-l realizați, adică reforma vieții proprii și reforma vieții colegilor, cunoștințelor, a tinerilor cu care veți veni în contact. Întâlnirea națională a tinerilor catolici, pe care parohia noastră are bucuria de a o găzdui în acest an, prin tema generală care a fost propusă, tinerii, speranța bisericii, sperăm să găsească răspuns la cât mai multe din întrebările care frământă sufletul tinerilor de astăzi, să fie un moment de regăsire și bucurie în Hristos, o pagină nouă în inima fiecărui tânăr. Poate v-ați mirat că m-am adresat direct vouă, tinerilor, veniți din toate colțurile țării și nu m-am adresat, cum este obișnuit, colegilor preoți care sunt aici la altar. Dar am făcut intenționat acest lucru pentru că principalii autori ai acestei întâlniri sunteți voi. Vă felicităm pentru sacrificiul pe care l-ați făcut ca să veniți aici. Vă felicităm pentru buna dispoziție pe care o aveți și sunteți pregătiți să întâmpinați aceste zile, chiar dacă în timpul acestor zile veți mai fi chemați la unele sacrificii în ceea ce privește folosirea timpului, în ceea ce privește hrana sau odihna. Sunteți gata să oferiți lui Iisus și aceste jertfe, aceste neajunsuri care sunt firești atunci când suntem în număr atât de mare și când gazdele n-au alte posibilități decât să vă ofere spațiile existente posibile și hrana care se poate procura. De aceea vă felicit, de aceea vă doresc mult succes în realizarea gândului cu care ați venit aici. Și acum, un cuvânt de bun venit părinților care sunt aici la altar și sunt dispuși să concelebreze această sfântă liturghie de deschidere a acestor zile de exerciții spirituale, de deschidere a acestor de întâlnire națională a tuturor tinerilor.
Urăm bun venit părintelui predicator Alois Bulai, directorul seminarului nostru din Iași. Urăm bun venit părintelui Olivo Bossa, care anul trecut îl cunoașteți de la Blaj de anul trecut, care v-a predicat atât de frumos, v-a prezentat subiectele pentru care ați mers acolo să le meditați. Urăm bun venit tuturor preoților ocazionali sau veniți într-un chip special, precum părintele Corneliu Cadar. Sufletul, bun venit tuturor tinerilor! Dăm o forță și aceasta trebuie să o demonstrăm. Suntem creștini, suntem catolici, greco-catolici, creștini într-un cuvânt botezați și luptăm pentru ca credința noastră să nu slăbească, ci din contra să se aprindă din ce în ce mai mult, datorită faptului că unindu-ne cu toții în credință, în rugăciune, în meditație, în realizarea unui ideal nobil, să putem să ducem flacăra credinței și mai departe, pentru că voi, tinerii, sunteți viitorul, voi, tinerii, sunteți speranța noastră. Să primim așadar și noi binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântare de care vorbește intrarea la această sfântă liturghie, dobândită prin Sfinții Ioachim și Anna, pe care biserica îi sărbătorește astăzi și prin care noi am primit-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Venim să venerăm pe Sfinții Ioachim și Anna, pe părinții Mamei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, venim să oferim Sfânta Liturghie jertfa care se aduce lui Dumnezeu de la răsăritul soarelui și până la apus, adică de la un capăt la altul al pământului. Se aduce lui Dumnezeu prin o... Înțelepciunii lui Sirah. Să lăudăm pe bărbații vestiți care sunt strămoșii noștri. I-au fost oameni vrednici. Faptele lor sunt bune. Nu sunt date uitării.
Urmașii lor formează o frumoasă moștenire. De aceea fericirea lor va dăinui din neam în neam. Urmașii lor rămân credincioși legilor legământului, tot așa și copiii datorită părinților lor. Neamul lor va dăinui de-a pururi și niciodată nu va dispare gloria lor. Trupurile lor au fost înmormântate în pace, dar numele lor rămâne viu din neam în neam. Popoarele vorbesc despre înțelepciunea lor, iar adunarea le aduce laudă. Cuvântul Domnului. 34. Tău peste moartea triumfat, cine în cer ca și tine poate fi, tu care veșnic vechi sfânt. Cântați Domnului că am văzut puterea Lui, ca și călăresc dușmanii le-a întrecat. Cântați Domnului că am văzut mărirea Lui, mântuirea noastră doar El ne-o poate da. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Iisus le-a spus ucenicilor Săi: fericiți sunteți voi, căci ochii voștri văd și urechile voastre aud. Vă spun adevărul, mulți profeți și drepți s-au dorit să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi și n-au auzit. Cuvântul Domnului. Prin cuvintele Sfintei Evanghelii să ni se ierte păcatele. Dragi tineri, mulțumim înainte de toate Bunului Dumnezeu că ne-a provocat prin Duhul Său Sfânt să ne reunim în acest loc minunat și mulțumim comunității din Butea, în frunte cu Părintele Paroh, care ne-a primit cu generozitate pentru ca în aceste câteva zile să reflectăm asupra relației noastre personale și a relației noastre comunitare cu Dumnezeu. Și începutul acestor zile de reculegere și de reflexie se suprapune pe sărbătoarea aceasta minunată a Sfinților Ioachim și Ana. Vom încerca în seara aceasta, ca o introducere în tema exercițiilor spirituale, să ne apropiem, să ne facem al noastră situația în care se aflau părinții Sfintei Fecioare Maria și împreună cu ei și sub mijlocirea lor să putem să adoperăm aceeași atitudine înaintea lui Dumnezeu pentru ca viața și activitatea noastră să devină robnică înaintea Domnului și înaintea oamenilor, așa cum robnică le-a fost binecuvântată unirea lor de dragoste. Dar care nu face parte dintre cărțile Sfintei Scripturi, o carte care se cheamă Protoevanghelia Sfântului Iacob. Această carte
ne spune că Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare Maria, era un om bogat. Era un om bogat și pios. Ori de câte ori trebuia să aducă jertfă, el oferea dublu. Pentru că ne spune Protoevanghelia după Sfântul Iacob că el gândea în felul următor, ceea ce este în plus de la mine să fie pentru binele tuturor. Iar cât despre iertarea păcatelor, Domnul va ține cont și îmi va ierta și mie. Dar când se apropia ziua cea mare a Domnului, ziua sărbătorii lui Iahve, iată că vine Ruben înaintea lui, în timp ce Ioachim se pregătea să-și aducă jertfa și îi spune, ție nu ți este permis să aduci jertfă în templul Domnului pentru că tu ești steril, pentru că tu nu ai urmaș, pentru că tu nu ai o descendență și nimeni dintre drepții lui Israel n-au fost ca să nu fie binecuvântați de Domnul cu urmaș. Și Ioachim s-a dus într-adevăr și a studiat analele istoriei poporului lui Israel și într-adevăr n-a găsit pe niciunul dintre cei drepți care să nu fie avut urmaș. Dar a găsit printre aceștia și exemplul lui Abraham, care a fost binecuvântat de Domnul la adânci bătrânețe. Și atunci, cu durere și cu tristețe, a plecat în pustiu, unde a început să postească și să se roage. Și timp de 40 de... Doamne Iisuse Hristoase, care ai trimis pe apostolii tăi să predice Evanghelia la toată făptura. În acest moment de deschidere a exercițiilor spirituale de la Budea, te rugăm să trimiți pe Duhul Sfânt asupra noastră cu darurile sale pentru a înțelege chemarea ce ne-a fost adresată tinerilor de a fi speranța Bisericii. Te rugăm, ascultă-ne! Umple biserica ta cu darurile cerești ale Duhului Sfânt ca să crească mereu și să se răspândească până la venirea lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește pe Sfântul nostru Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, pe episcopul nostru Petru, ca să ne păstorească și să ne mențină statornici în credință. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, pe Părintele Predicator, cât și pe ceilalți preoți care ne vor îndruma în aceste zile la Butea, să-i întărești cu harurile tale. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide, Doamne, inimile pentru a primi cuvântul dădător de viață veșnică și să fim disponibili să renunțăm la omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să înțelegem că vom deveni speranță pentru biserică și pentru ceilalți dacă acceptăm să luptăm într-un război nevăzut de faptele neroditoare ale întunericului. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, pentru preoții care conduc această comunitate și pentru credincioșii ei care au acceptat să le fie gazde generoase, binecuvântează-i și răsplătește-i cu viața veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Sfinților Ioachim și Ana, Părinții Sfintei Fecioare Maria, ajută-ne să creștem în stăpânire de sine, în umilință și curaj, căutând blândețea, înțelepciunea, cumpătarea, curăția și generozitatea. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, ascultă rugăciunea smerită a bisericii tale. Ea este secerișul și via Fiului tău. Îndepărtează așadar de la ea orice furtună a celui rău și fă să-ți aducă roade îmbelșugate prin Hristos Domnul nostru. Amen.
păcătorii sunt așa puțini. Mă doresc să vă mergă întregime, ca să plec recolta din vestin. Ți le oferim pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Cele să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit. Mergeți în pace. Mergeți.
74.